Salut! Ce faceți, mă băieți? Astăzi ne-am regăsit la un nou episod, de data aceasta. Cu acest episod vreau să vă zic că vom reîncepe, vom redeschide canalul de gaming. Adică, nu foarte mulți să știți, doar câțiva dintre voi, probabil, dar n-am. Hai să zicem că îl vom redeschide, ok? Ok, stai așa să pun mai bine facecam și toate prostiile astea. Așa, astăzi ne jucăm un joc numit Granny. Pe românește se traduce bunicuța. Deci, na, o bunicuță psihopată, să zicem așa, cu o bâtă mână de scoate capcane de sub fustă. Ceea ce e destul de ciudat. Adică, bunicile țin capcane sub fustă? What? Hai să dăm un play. O să-i dau pe normal. Pe muzică mă enervezi. Așa. Hai să vedem ce se întâmplă. M-am mai jucat puțin înainte. Că e destul de șmecheraj jocul, adică pot să... Îmi stă părul ca naiba. Într-o parte aici. Nu știu de ce. În fine, pot să o trolez pe bunicuță, de exemplu. Dar mai mult trebuie să te ascunzi de ea, deoarece dacă te vede... te omoară. Efectiv. Deci efectiv te omoară, vine cu bâta, fuge cu bâta înspre tine. În fine, stați așa că revenim imediat. Bun, deci am revenit. Hai să... Deci, bă, asta e ca un fel de Hero Nightmare. Numai cu grafică de 3 ori mai proastă. Fiți atenți și o să-i facem bunicii. Vreți să vedeți? Și fiți atenți. A deschis ușa. Mamă, ce dinți cariați are! Mamă, ce dinți cariați are! Bunicuțo, tu nu te duci la dentist! Auziți cum face? Stați așa să dau sunul tare! Bă, ce ai făcut? Ai aruncat o capcană de sub fustă, este? Bă, băieți! No! Cea mai tâmpită reacție. Tabloul ăla a picat, deci, na. Am vrea tot rău tabloul ăla. Tablou rău. Uite capcana bunicii. De ce arunc? Era ușa la noi. Deschide ușa! E încuiată sau ceva de genul? Nu, aia, bunica. Deci bunica noastră, ce naiba. Ia uite, s-a dus fix în locul în care ne-a omorât data trecută. Au, mamă, ochiul. Un fel de Hero Nightmare. Numai cu grafici, cred că de... un milion de ori mai proaste. Unde e bunica? Pocitania pământului. Muma pădurii. Fixa nu putem coborâ, le-a pus. Shit. Oh, trebuie să mut facecam-ul. Bun, deci facecam-ul ăla stă cam aiurea. Nu cred că o să-l mai activez pe episoade, nu știu. Ce râs diabolic are nebuna. Bă, bunicuțo. Bunicuța criminală. Da. În fine, doamne, în fițe. Oh, shit. Pe la ușă! Uite-o, v-am zis eu că e la ușă. A văzut vaza nebuna!
Oh. Bă, bunica asta nu-i normală. Ce naiba a făcut? S-a asociat cu satana? Ieși acasă! Observați că tabloul ăla e plin de sânge? Sau nu mi-am observat? O pictură, evident, de-a bunicii. Ia uite! A, bunică! Io! What? Tot ea dă cu scaunul pe jos și tot ea se sperie. What the fuck? La 50 de kilometri o iei la stânga, apoi la 40 o iei la dreapta. Știi? Acolo sunt. Ce ai făcut, maniacu? Ai scos capcană de sub fustă, ia uite. Ia stai. Hai, bunicuță! Ia vine de acolo, fiți atenți. Ia uite! Ia uite! Asta e vaza ei din Nepal. A cumpărat-o. De Nepal, că bunicuța a fost în Nepal. Bă, ce râs creepy are! Ia, noi, bă, ieși acasă! Vreau să o arunc pe masă. Du-te! Du-te, vază din Nepal! Du-te! Îmi place că ea... Deci, a dat pe vaza asta bunicuța niște bani, dar... Na, dă peste ea, știi? Do you want to play hide and seek? Bunicuța? Bă, bunicuța, mă! Mă, hai să spun nepoțelul! Hai să spun nepoțelul, tot drăguț! Nu știu de unde vine. Bun. Trecem pe lângă. Nu! Jos. Mamă! Am un fior așa pe șirea spinării, știi? Oh, shit! Ce-ai făcut, bunico? Stai, deci... E tot aici? Where are you? Urito! Poștanio! Observați că bunica are picioare umane! Ce vrei, urât, Toaniu? Ce asta?
This is my office. This is my Monday's. Deci asta e scrisă probabil tot de un supraviețuitor sau ceva, nu știu. Vrea să zică că el a fost atacat, din câte pot să înțeleg. Și a fost într-un fel chinuit. Își amintește cât a lucrat la casa asta sau ceva genul, sau în casa asta, nu pot să-mi dau seama. Aaa, era un fel de angajat sau ceva, probabil. Nu știu, nu-mi pot da seama. La engleza mea de nimic. Vrea să zică că mereu, aceasta avea o problemă și l-a lovit cu buta în cap mereu, nu știu. Dar el tot se trezea, nu știu de ce. Ia bunicul ăsta, vrei? Uite pe bunica. Bunico! Ia uite, de la Gerard. E o scrisoare pentru tine. De dragoste. Stai, mă. E o scrisoare de dragoste. Ia uite, citește-o. Pun-te cu fusta pe ea și citește-o. Bunica naibă. Iar are râsul ăla cringe. Bă, bunico, ești prea cringe. Ok, eu... Am ieșit afară? Shit. Oh. Am spus bine aici. N-am întreabă. Râsul cringe. E bunica în apropiere, băieți. Bunica, vino și pupă-ți de poțelul. Vino. Vii. Mamă, ce era să mă bagă. M-a văzut oare? De ce vin cu a? A, nu vin cu a. Dar voi observați că are un fir pus până la gard? Dar nu pricep, dacă toți suntem afară, de ce n-am putea rupe, de exemplu, cu... Ar fi trebuit să putem găsi un topor ceva, să putem omorâ pe bunică sau ceva de genul. Vreau să mai trolăm un pic pe bunică. Bă, ce râs! Deci, doamne, are un râs handicapat. Deci că e un coleg de-al meu, nu știu, nu dau nume, dar zici că e el. Șete aici. Oare ce e acolo? Bă, nu știu cum ar fi să găsim acolo un cățeluș ceva. Oh.
Ce ai făcut, bunico? Ți-ai atins nepotul jucăriile, ha? Te-am atins, te-am atins jucăriile, te-am văzut, o să te spun un neam Marcel, o să te spun un străbuit cu Marcel, las că o să vezi, tu o să vezi. Bă, nu știu asta mi-a venit prin cap. Bă, și-a dat singură cușa în cap. Bă, bunica noastră e nebună. Ia de aici. Dar nu s-auzi nimic. Aș vrea să intru pe aici să văd. Ok. Trebuia să fac asta deoarece vreau să intru în casă pe acolo. Ce-o fi acolo nu știu, dar da. Poate găsim ceva ce ne trebuie, știți? Bă, da, fântâna aia n-am cercetat-o. Lasă, te rog eu, ușa deschisă, matahală. Matahală? Hai să spun eu. Mamă, bine că nu mă văzut. Dar nu pricep, unde nu mă aude? Ia aruncă o capcană și pică și aia acolo. Dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate. Eee, ai de capul meu. Intrat în casă. A, uite scrisoare de dragoste de la Gerard. A, fiți numai atenți ce e aici. Holy shit. Mamă, ce m-am speriat. Mamă, ce păr are bunica, observați? Are în formă de cruce, dacă te uiți cumva. Ia uite-l. E în formă de cruce. De fapt, nu mă vezi bunicul, da? Bă, băieți, cam atât cu acest episod. Uitați-vă, mă lăsați să apăsați butonul de like. M-aș aprecia dacă am strâng foarte, foarte multe like-uri pentru una bulanerul nostru la care suntem. Ia uite, stăm aici. Hai ca pentru final așa să ne prindă bunica. Ia să vedem ce se întâmplă dacă călcăm pe capcană. Animalo care ești. Oh, shit. Oh. De-aia urăsc eu unele jocuri care fac reclamă. Ah. În fine, cam am întocat acest episod, frații mei, dacă mai vreți episoade cu Granny, cu bunicuța, care am stat noi 20 de minute cu ea. Foarte amabilă bunicuța asta. N-am ce zice. În fine, cam am întocat acest episod, v-am zis, un buton de subscribe m-ar face fericit, nu știu, ca și cum, da. Ăia de la Real au dat gol și fanii de la Real sunt atât de fericiți încât, na, mor acolo pe loc. În fine, și un buton de like, dacă se poate să strângeți noi măcar, haideți pe
na, pe canalul ăsta, vreau să reveniți toți în forță. Știu că n-am avut, n-am mai postat aici ceva timp pe el, dar hai să reveniți toți în forță, da? Hai cu 30 de like-uri pentru episodul ăsta. Eu am fost Stefan, până data viitoare vă zic pa, pa, frate, vă pup. Haoleo, criminal!